Warm greetings from Cluj, the unofficial capital of Transylvania, Romania. My name is Gabriela Mocan, and I'm an academic, translator, and cultural enthusiast who has directed and produced various cultural projects globally. This autumn, we are celebrating the Romanian Rivetă magazine, a wonderful project on which I am extremely happy and honored to have worked with the European Literature Network UK. As guest editor for the Rest of Romania section of the magazine, since its main focus was the city of Timișoara and its authors, I have narrowed down my list of writers to present some of the biggest names in Romanian letters today, whose books are to appear in English translation in the coming months. Needless to say, there are so many more valuable writings out there for you to discover, and I very much hope that through our joint efforts, British publishers will become more interested in what Romania has to offer. I take this opportunity to personally thank all contributing authors and translators for their great enthusiasm and to encourage readers worldwide to get their own magazine copy and join our riveting Romaniac Club. You will now hear an excerpt from Matei Vișniec's The Feeling of Elasticity When Walking on Dead Bodies, read in Romanian by the author and translated by Iosefina Comporali in the Rivetă. Matei Vișniec is an award-winning playwright, poet, novelist, and essayist whose work has been staged in over 30 countries worldwide and translated into more than 25 languages. He lived in London, where he worked as a BBC journalist in the 80s, and is perhaps best known in the UK for the acclaimed Young Vic production of The Body of a Woman as a Battlefield in the Bosnian War, presented in 2000. His belief in cultural resistance and in literature's capacity to demolish totalitarianism are at the core of his writings, and he's the recipient of several awards, including the Jean Monnet Award for European Literature in 2016 and the Chevalier des Arts et des Lettres distinction in 2018. Since 1987, Matei Vișniec has been residing in Paris, where he works as a journalist for Radio France Internationale. Hello, my name is Matei Vișniec. I'm a Romanian playwriter. I'm a French as well playwriter. I write in French. This play, I wrote it some years ago. It was dedicated to Eugen Ionesco. And it's about the communism, the dictatorship in Romania in the 50s. I will write in Romania a scene from this play. There are many characters in this scene. The characters are a poet, a philosopher, a former judge, a former ministry. All four are in the prison. And they are called from the director of the prison for an interrogatory. Poetul, filozoful, fostul magistrat și fostul ministru sunt chemați la raport de directorul închisorii. Comandantul, vă mai întreb o dată, că poate n-ați auzit de ce v-ați hăhăit toată noaptea de sâmbătă spre duminică. Ascult, n-aveți nimic de spus? Deținut pe negaru, ți-am pus o întrebare, nu? Poetul, da, tovarășe comandant. Păi, aștept un răspuns. N-a fost chiar toată noaptea, tovarășe comandant. Mă iei peste picior, deținut? Nu, tovarășe comandant. Bă, mă cam iei peste picior, tovarășe deținut. Ba, nu, tovarășe comandant. Ba, da, ați avut tupeul să râdeți în hohote într-un penitenciar comunist. Ați îndrăznit să râdeți în hohote într-o închisoare de stat, într-un stabiliment de reeducare. Vreau să știu din ce motiv ați râs până la ora 4 dimineața. Deținut pe negaru, te ascult. Filozoful. Păi,
Am povestit și noi niște amintiri, comandantul. Ați povestit și voi niște amintiri, filozoful? Da, am, comandantul. Dacă-ți fleanca, vezi că știu că minți. Reacționar viermanos ce ești, vă mai pun o dată întrebarea la toți trei. De ce ați râs de s-a auzit în tot penitenciarul timp de 3 ore fără încetare? Dacă nu am imediat răspunsul cel bun, treceți toți 4 în regim de izolare timp de 2 luni cu o cană de apă și o bucată de pâine uscată pe zi ca regim alimentar. Comandantul. Ei? Ați povestit bancuri politice, este? Filozoful. Nu, fostul ministru. Nu, fostul magistrat. Nici vorbă, poetul. Eu sunt de vină. Am povestit o piesă. Comandantul. O ce? O piesă de teatru. O piesă de ce? O piesă de teatru din alea care se joacă la teatru. Mă, voi vă bateți joc, toți 4 de mine vă bateți joc, mă. Nu, tovarășe, comandant. Și mie nu-mi place, mă, să-și bată joc cineva de mine. Filozoful. Tovarășe, comandant, nimeni nu și-a bătut joc de dumneavoastră. N-am îndrăznit noi să ne batem joc de cei care au în sarcină reeducarea noastră. Deținut pe Negaro, ia fă un pas în față. La ordine dumneavoastră, tovarășe comandant. Deci, spune ce ai povestit exact. Poetul. Am povestit o piesă de teatru citită de mine înainte de arestare. Și de ce au râs ăștia 3 așa tare? Pentru că e foarte comică, tovarășe comandant. Bine, atunci povestește-mi și mie ca să râd și eu. Poetul. Păi, povestesc mai că e o piesă puțin diferită, ține de, cum să zic, e teatru absurd. Teatru absurd? La noi, în România, poetul. De fapt, numai autorul e român, dar l-am tradus eu din franceză, că de fapt se joacă la Paris, comandantul. Se joacă la Paris. Da. Se joacă la Paris. Bă, fraților, nu-i adevărat. Visez. Voi ori sunteți total imbecili, ori total inconștienți. Voi povestiți aici, la mine, în pușcăria mea, o chestie care se petrece la Paris. Am înțeles bine? Să-mi dați textul imediat, că dacă nu vă perchiziționez și în gaura curului, vă perchiziționez și mațele, mă! Poetul. Păi nu, că piesa nu o am, am povestit-o din memorie pe care am tradus-o eu din franceză, comandantul. Din franceză? Da. Dar unde ai învățat tu limbi străine? Păi eu sunt la bază profesor de franceză. Și în loc să servești limba patriei tale, traduci din franceză, cum îl cheamă pe tip? Poetul. Îl cheamă Ionescu. Ionescu? Ionescu, da. Ionescu și mai cum? Ionescu Eugen. Comandantul către toți 4. Și unde l-ați cunoscut? Poetul. Eu personal nu l-am cunoscut, comandantul. Și atunci cine l-a cunoscut? Mai pun o dată întrebarea. Cine l-a cunoscut pe acest Ionescu? Filozoful. Eu am fost coleg cu el la facultate. Comandantul. Aha, deținut Noica. Deci te-ai apucat acum să faci propaganda absurdă aici, într-un penitenciar al poporului. Filozoful. Nu, tovarășe comandant, n-am făcut decât să ascult această piesă care este total zgândănită. Comandantul. Adică ce vrei să spui? Poetul. Adică vrea să spună că e absurdă. Comandantul. Deținut Steinhardt. Fostul magistrat. La ordine dumneavoastră, comandantul. De ce râs pe sub mustață? Fostul magistrat. Dar nu râd pe sub mustață, tovarășe comandant. Comandantul.
Traficați scrieri străine aici, în pușcăria mea, și vă țineți de râs în loc să vă accelerați reeducarea. Așa sperați voi să ieșiți într-o bună zi de aici? Fostul ministru. Da, zău, tovarășe comandant, dacă am făcut ceva rău, n-am făcut nimic rău. Comandantul. Mucles! Nu vorbi neîntrebat! S-a înțeles? Am întrebat. Dacă s-a înțeles, fostul ministru. Da, să trăiți, comandant. Vreau să știu cine este acest Ionescu. Filozoful. Este un scriitor de origine română care trăiește la Paris. La Paris? Filozoful. La Paris, în Franța. Comandantul către toți patru. Și cum ați intrat în contact cu el? Poetul. Nu suntem în contact cu el. Eu i-am citit piesele, asta e tot. Comandantul. Așa crezi tu că asta e tot? Poetul. Da. Comandantul. Mucles! Da. Bun. O să avem mult de lucru aici, presimt, pentru că constat că sunteți în contact cu agenți bazați în străinătate. Fostul magistrat. Tovarășe comandant, am râs pentru că este o piesă comică, asta e tot. Tovarășul Penegaru, deținut cu noi aici, este de asemenea și traducător din limba franceză. Așa s-a făcut că a citit această piesă, comandantul. Cum se cheamă piesa? Poetul. Cântăreața Cheală. Comandantul. Cântăreața Cheală? Poetul. Da. Comandantul. Și asta vi se pare comic? Poetul. Păi e comică pentru că, așa cum spuneam, e puțin absurdă. Comandantul. Și v-ați apucat voi să râdeți de o piesă absurdă în incinta unui penitenciar de înaltă securitate? Bun. Ia să-mi o povestiți și mie. Poetul. E povestea unui cuplu de burghezi care vin în vizită la alt cuplu de burghezi, cam asta e tot. Și mai e o cameristă care terorizează pe toată lumea și un pompier care nu are niciun incendiu de stins. Comandantul. Da, eu cel puțin mor de râs, nu alta. Ați început să râdeți pe la 11 noaptea și ați ținut o lată până la ora 2 dimineața. Ați râs fără încetare timp de 3 ore. Ați izbucnit toți patru în râs în același timp cam de 115 ori. Asta înseamnă că ați izbucnit în râs cam din două în două minute și vreau să știu de ce. Deținut Penegaru, cu tine vorbesc. Pe tine te întreb. Poetul. Păi, pentru că ne-am jucat cu prima scenă, așa, puțin pentru întuneric. V-ați jucat de-a prima scenă? Poetul, da. Comandantul, aha, da. Poetul, da. Bine, atunci să mi-o jucați și mie, dar exact așa cum ați făcut-o astă noapte. Cei patru deținuți refac scena, toți patru. Joacă scena celor 13 bătăi de orologiu. Bang, 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 bang. Poetul. Ia te uită, bate englezește de nouă. Toți pufnesc în râs. Comandantul. De ce râdeți? Poetul. Râdem din cauza orologiului englezesc. Comandantul. Care orologiu? Poetul. Orologiul din piesă. În piesă se aude tot timpul un orologiu englezesc care bate lovituri englezești. Comandantul. Încă o dată. Cei patru deținuți rejoacă scena. Bang, 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 bang. Poetul. Ia te uită, bate englezește de nouă. Filozoful. Copiii noștri englezi au băut apă englezească, fostul ministru. Dar uleiul băcanului din colț e de o calitate mult mai bună decât uleiul băcanului de peste drum. Poetul. Mary a fiert cum trebuie cartofii englezești, fostul magistrat. Iaurtul este excelent pentru stomac, pentru rinichea penticită și apoteoză. Poetul. Ba nu, doar Marina este onestă în Anglia. Toți patru. Bang, 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 poetul. Ia te uită, bate englezește de două. Toți patru. Bang, bang, poetul. Ia te uită, bate englezește de zece. Filozoful.
Asta n-a fost orologiul, a fost soneria. Poetul: a, nu, a fost orologiul, de ce zici că a fost soneria? Fostul magistrat: în orice caz nu e nimeni la ușă când orologiul bate 7 lovituri englezești și se aude soneria. Fostul ministru: de altfel nu e nimeni la ușă niciodată când sună soneria. Directorul: bă, voi vă bateți joc de regim, de regimul comunist. Filozoful: ba nu. Directorul: bă, voi vă bateți joc de Republica noastră populară, voi vă bateți joc de partid, de unde ați avut textul? Poetul: n-am avut niciun text, am improvizat. Directorul: aici, într-o închisoare comunistă, ați improvizat. Încă o dată. Ne oprim aici. A fost scena 11 din piesa mea despre senzația de elasticitate când pășim peste cadavre.